Smartwood Group și-a inaugurat o nouă capacitate de producție la Onești. Evenimentul a avut loc marți 24 septembrie în prezența oficialităților locale și a reprezentanților presei. Este o veste bună având în vedere că noul obiectiv economic a generat 100 de noi locuri de muncă, iar pe viitor conducerea intenționează extinderea capacității de producție. Smartwood este unul dintre liderii mondiali în producția bețișoarelor de lemn pentru înghețată și cafea. În condițiile în care obiectele similare din plastic vor fi eliminate pentru a se reduce poluarea, fabricarea acestor bețișoare este un lucru important. Bețișoarele sunt realizate din lemn fără chimicale, 100% biodegradabile și extrem de precis confecționate pentru a fi un produs fiabil în automatele de cafea. Grupul Smartwood are o continuitate de peste 91 de ani în industria de profil, fiind o firmă de familie cu tradiție în țara de origine, Franța. Amprenta globală a Smartwood Group înseamnă 6 unități de producție în Franța, SUA, Germania, Cehia, Turcia și România, centre de distribuție în Australia și Mexic, centre de dezvoltare în Franța, Cehia și România, având peste 750 de angajați la nivel global. În anul 2018, vânzările Smartwood Group s-au cifrat la 60 de milioane de euro, având o cotă mondială de piață de aproximativ 30%. Pentru 2019 se estimează vânzări de 80 de milioane de euro, mergând spre 100 de milioane în 2021. În România, Smartwood are sediul central în Timișoara, unde funcționează principala unitate de producție. Capacitatea de la Onești se construiește pe un teren de 30.000 de metri pătrați și o clădire de 3.000 de metri pătrați. Până în anul 2021 vor mai fi instalate aici 7 linii de prelucrare automată, care furnizează 4 linii automate de sortare și ambalare. Aici vor fi produse 1 miliard de bețe pe an. Investiția de la Onești este de 8 milioane de euro. În următorii 3 ani se vor crea aici cel puțin 64 de noi locuri de muncă înalt calificate. A doua oară în ultimii 3 ani, foarte interesant, știți, e un lot special, foarte special. Chiar cred că este o alegere bună și pentru companie, pe de o parte, și pentru oneștenii care s-au implicat în proiectul ăsta, fiind o companie foarte serioasă. Și o urez, mult sincer, succes, să aveți, să fiți sănătoși. Bine ați venit la deschiderea oficială a fabricii Smartwood Onești. Suntem încântați de ceea ce noi am găsit până acum aici și ne bucurăm că am ajuns acest moment destul de repede. Este foarte important pentru noi să avem o nouă locație în România, pe lângă cealaltă de la Timișoara, care va duce un plus valoare și companiei, dar în același timp va contribui și la dezvoltarea locală. Am avut un sprijin chiar de la începutul proiectului din ianuarie, când am fost cu domnul Frederic la domnul primar și am fost susținuți în proiectul nostru. Și de la celelalte autorități am avut oportunitatea să lucrăm împreună și să vedeți ceea ce este acum făcut foarte repede. Am avut sprijin și din partea companiei și de la toți colegii din Timișoara, cărora le mulțumesc și lor. Au venit și ei aici pentru că în continuare vor ajuta la dezvoltarea acestui proiect. La pregătirea colegilor din Onești, ca să fie pregătiți la cel mai înalt nivel, chiar din prima clipă în care vor avea utilaje cu care să lucreze. Deci, încă o dată vă mulțumesc la toți pentru suportul acordat, pentru sprijinul acordat autorităților, inclusiv de la guvern. Am primit sprijin pentru acest proiect și sunt convins că va fi un proiect de succes datorită nouă, datorită colegilor care sunt aici și datorită tuturor celor care sunt implicați. Dați-mi voie în primul rând să vă urez bun venit la Onești și să vă spun că sunt enorm de bucuros că ați făcut o alegere pe care eu o consider a fi una foarte bună în contextul în ceea ce urmează să se întâmple cu municipiul Onești, cel puțin dintr-un punct de vedere. Și anume acela al autostrăzii, care cu siguranță vă spun că într-un viitor nu foarte mult îndepărtat, cum își imaginează unii, va trece pe lângă Onești. Această autostradă va crea o premiză foarte favorabilă și din punct de vedere economic și cred că deja Smartwood a simțit lucrul acesta și a făcut-o bine.
Vedeți, dumneavoastră, sunteți a doua companie după Autoliv România, care în ultimii 3 ani vin în municipiul Onești și dați-mi voie să vă mulțumesc într-un mod deosebit pentru acest lucru. Autoliv România deja a făcut o investiție și a angajat 500 de oameni în municipiul Onești, iar dumneavoastră, prin investiția pe care tocmai ați demarat-o și sunt sigur că o veți dezvolta, ați creat până în acest moment câteva zeci de locuri de muncă, spre 100, înțeleg, la sfârșitul acestui an. În acest context, vreau să vă spun că vizita de la începutul acestui an a domnului președinte și a domnului director a fost pentru mine de foarte bun augur și mi-a dat și mie speranța în calitate de edil a acestui oraș că lucrurile merg într-o direcție bună. Oamenii de afaceri simt foarte bine lucrul acesta și nu face nimeni alegeri la voia întâmplării unde să-și situeze o afacere în România. Eu vă urez mult succes în ceea ce vă propuneți. Sunt sigur că oneștenii nu vă vor dezamăgi. Sunt niște oameni pe care îi cunosc, zic eu, destul de bine. Oameni foarte bine pregătiți, oameni harnici și oameni care își doresc bunăstarea lor, în primul rând, și bunăstarea societății. Dați-mi voie să cred că din acest punct de vedere se vor strădui să le meargă bine și lor, să vă meargă bine și dumneavoastră și să ne meargă bine tuturor. Vă mulțumesc frumos pentru alegerea făcută. Dați-mi voie să vă spun că în mine veți găsi același ajutor, mult sau puțin, pe care l-ați găsit și până acum în procesul dumneavoastră de a pune pe picioare această afacere la Onești. Eu vreau să vă spun că m-am străduit alături de colegii mei să fiu un sprijin pentru dumneavoastră și vă asigur că voi fi în continuare, voi avea aceeași abordare și în continuare. Vă mulțumesc și mult succes vă urez tuturor și mă bucur să văd și alți foști colegi de mei că sunt prezenți aici și invitații dumneavoastră sunt sigur că vor aprecia și dumnealor, așa cum apreciez și eu ceea ce ați făcut pentru comunitatea noastră. Așadar, vă mulțumim frumos încă o dată și mult succes! În primul rând, je voudrais dire merci à monsieur le maire pour nous avoir aussi sympathiquement accueillis dès le premier jour. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru primirea din prima zi. Et merci donc à la ville de Onești de nous accueillir pour ce projet que je vais vous décrire en quelques mots. Mulțumesc foarte mult la orașul Onești pentru proiectul care voi să descrie repede. En fait, la Roumanie, c'est un très grand pays, je ne vais pas vous l'apprendre. On a eu l'occasion hier de la survoler et puis de rouler longtemps en voiture. Donc on a vu que c'était un très grand pays. România este o țară mare și a avut ocazii să văd cu avion acum când s-a dus la București și cu mașina pentru să vin până în Onești, să văd că este chiar o țară mare, adică distanța a fost... On est content de savoir qu'il va y avoir une autoroute. Este foarte fericit că va fi autostrada. Mais c'est un grand pays avec une richesse extraordinaire avec sa forêt. Este o mare țară pentru că aveți o bogăție mare și pădure care pentru noi sunt foarte importante. Plus du quart de la surface de la Roumanie, c'est de la forêt et dans ce quart, plus du quart aussi, c'est du hêtre. Un sfert din pădure românește este un sfert din țara România este un pădure și un sfert din pădure sunt de fag. Et le hêtre, c'est notre matière première. Și fag este materia primă pentru noi. Donc c'est aussi ce pourquoi on est ici. Și este pentru asta că suntem în România. Et il y a une deuxième raison, plus importante encore, pour ce choix d'Onești, c'est effectivement la manœuvre qualifiée. Al doilea lucru care este foarte interesant pentru noi este manoeuvra care este foarte calificată în zonă. Onești a une riche histoire industrielle derrière elle. Onești a avut o industrie foarte mare în spatea ea. Et on va essayer de la poursuivre à notre mesure. Și vom încerca să mergem în continuare cu această cultură industrială.
cette richesse industrielle de la main-d'œuvre, je pense qu'on l'a déjà observée depuis quelques mois. Et je voudrais d'ailleurs demander à toute l'équipe de Spartoo et Roumanie 2 de venir nous rejoindre ici. Noi avem făcut formații în Timișoara și avem descoperit că oamenii sunt foarte bine pregătiți aici și că sunt școliți pentru industrie și domnul președinte dorește să veniți aici împreună cu noi. Merci à chacun. Mulțumesc foarte mult toți că... Merci à chacun et merci aussi à tous les autres qui ont participé au projet, les amis qui sont à Timișoara et ceux qui sont un peu partout dans les autres pays qui ont participé à ce projet. Ok. Mulțumim foarte mult pentru toată lumea din care a ajutat, adică oamenii care au lucrat aici în zonă, fournisseurs, constructeurs, și la oameni din Timișoara care ne-a ajutat să pornim aici. Merci à Florine, merci à Bruno, qui est où, qui est là-bas. Mulțumesc Bruno et mulțumesc Florine. Et merci Anthony. Et voilà ce petit cadeau pour toi. Merci.